Sigur, avem aici proiecte de hotărâre pe care le votăm și care, dacă ați avut curiozitatea să le citiți conținutul, spun niște lucruri foarte frumoase. Să încurajăm IMM-urile la nivel european, să încurajăm crearea de lanțuri industriale, să încurajăm inovația. Toate aceste lucruri sunt lucruri foarte frumoase și sunt scrise pe hârtie. Dar haideți să ne uităm la România. Haideți să ne uităm la ce face guvernul României pentru ca toate aceste lucruri frumoase care sunt votate aici în Parlamentul României chiar să se îndeplinească. Și vă spun că nu face mare lucru. Dimpotrivă, sabotează IMM-urile românești. Vă aduc aminte că de la 1 ianuarie 2023 această coaliție de guvernare a votat să intre în vigoare noi taxe pe micro-întreprinderi, pe PFA-uri, adică fix acolo unde inovația ar putea să se întâmple, unde dezvoltarea economiei ar putea să înceapă și să continue și să avem noi locuri de muncă și creștere economică în România. Ei bine, tocmai IMM-urile dumneavoastră le sabotați. Ați crescut taxele la 1 ianuarie 2022, le veți crește și de la 1 ianuarie 2023, tocmai pe micile întreprinderi, pe întreprinderi de familie de multe ori, pe PFA-uri, pe micro-întreprinderi și de fapt mergeți contra a ceea ce altfel susțineți și veți susține cu un vot pozitiv. De aici ar trebui să începem. Nu mai sabotați economia românească. Nu credeam că am să ajung vreodată să o completez pe doamna Prună. Păi ce ați făcut, domnii de la guvernare, domnii din coaliție? Există programul acesta de garantare pentru împrumuturi bancare a IMM-urilor. În ultimul trimestru, deși au fost 10.000 de IMM-uri care și-au depus documentația, dumneavoastră nu ați dat drumul acestui program. De ce veniți aici și cu ipocrizie spuneți că vreți să susțineți IMM-urile? Pentru că acești oameni nu pot să-și facă planul economic dacă dumneavoastră nu dați drumul la garanții. E vorba de 10.000 și numai de 9 miliarde de lei, dar băncile refuză să le dea împrumuturi pentru că dumneavoastră n-ați pornit acest program. E o rușine ce faceți.